Chiar dacă au existat ceva emoții, CS Mioveni și-a îndeplinit obiectivul, acela de a intra în play-off. Președintele Dumitru Olteanu s-a declarat mulțumit de evoluțiile din acest campionat. S-a încheiat, să spunem așa, sezonul regulat înainte de intrarea în cele două noi competiții, play-off și play-out. Ce putem spune? Ne bucurăm că am intrat în primele șase echipe ale seriei, că suntem în play-off. Acesta este, era și obiectivul nostru în acest sezon regulat. A fost greu, dificil, o serie foarte grea, în care numai puțin de 9 echipe s-au bătut pentru cele 6 locuri. Poate ați observat, în ultima etapă aveau șanse 5 echipe de a prinde play-off-ul, dintre care au prins doar 3. Dificil, dar una peste alta ne bucurăm pentru acest final de sezon regulat și pentru locul ocupat în momentul de față. Cum este și firesc, următoarea perioadă competițională în care vor juca între ele cele mai bune 6 echipe va fi extrem de disputată și dificilă în același timp. Acum începe un alt campionat în care orice punct contează, punctele nu se mai înjumătățesc, suntem la 4 puncte de locul întâi și de promovare. Desigur, nu ne vom da la o parte, vom lupta la fiecare meci să-l câștigăm. Va fi foarte greu, dificil, dar sper să terminăm cu fruntea sus acest campionat. Primul meci din play-off este programat duminică de la ora 15, în deplasare cu cei de la Gaz Metan Mediaș.